Mihnea Costoiu, candidatul PSD, s-a născut pe 2 martie 1972 și este originar din Târgu Jiu, lucru știut de puțin gorjeni. Acesta a părăsit județul imediat după terminarea liceului, când a fost admis la Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice. Din 2012 și-a făcut loc în guvernul Ponta, în prezent fiind ministru delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică. Mihai Viorel Mazilu, candidatul PNL, s-a născut pe 21 august 1962 la Târgu Cărbunești. A absolvit cursurile Facultății de Foraj, Sonde și Exploatarea Zăcămintelor de Gaze Naturale. A lucrat ca inginer petrolist timp de 20 de ani, după care a prins gustul administrației. Din 2008 își exercită mandatul de primar în fruntea orașului Târgu Cărbunești. Conform CV-ului său, este un mare iubitor al artelor marțiale, dar și al muzicii populare oltenești. Liviu Cotoșman, candidatul PDL, are 40 de ani și este originar din Roșia de Amaradia, localitate pe care o și conduce prin mandatul pe care l-a obținut de 2 ori consecutiv. Înainte să fie primar, a ocupat și funcția de vice, tot în administrația locală. Este căsătorit și are 2 copii. Până să ajungă în fruntea primăriei Roșia de Amaradia, a lucrat în învățământ ca institutor timp de 9 ani. Ion Fugaru, candidatul partidului Mișcarea Populară, s-a născut în Vladimir Gorj în urmă cu 52 de ani și a absolvit Facultatea de Drept din Iași. A fost viceprimar al orașului Târgu Cărbunești, activând în viața politică de mai bine de 14 ani. Anterior a lucrat în Ministerul de Interne, după ce a urmat și cursurile școlii militare. Este căsătorit și are 2 copii. Ion Săvoiu, candidat Partidul Forța Civică, este un jurist gorjan de 43 de ani, absolvent al Universității Constantin Brâncuș, dar și al Academiei Alexandru Ioan Cuza din București. Este și om de afaceri, a fost președinte PDL al diasporei din Italia, iar din octombrie anul trecut a preluat funcția de președinte al Forței Civice Gorj, fiind și secretar regional. Este căsătorit și are 3 copii. Simona Alice Mann, candidatul PPDD. Originară din Arad, s-a născut în comuna Șagusat Firiteaz. Inginer de profesie, a urmat studii în domeniul tehnologiei produselor alimentare și controlul calității produselor. Simona Mann a activat mai mult în domeniul privat, unde a condus mai multe societăți. S-a alăturat partidului Dan Diaconescu în urmă cu 2 ani, devenind președintele formațiunii politice. Matei Catrinoiu este candidatul PNCCD pentru postul de senator de Gorj. Este de profesie expert tehnic judiciar, după ce a absolvit studiile Institutului Diplomatic Român din București. A intrat în viața politică pe 10 ianuarie 1990, când, prin funcția de vicepreședinte, a pus umărul la clădirea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Este căsătorit, are 2 copii și se declară un om fericit. Toți cei 7 candidați se vor bate pentru postul de senator de Gorj pe Colegiul 2, după ce Toni Greblă a fost ales judecător la Curtea Constituțională, lăsând liber scaunul din Senat. Startul campaniei electorale va fi dat la miezul nopții, alegerile parțiale urmând să aibă loc pe 25 mai, concomitent cu cele europarlamentare.